Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal. Nu ne-am mai auzit de mult, nu am mai vorbit de mult și Doamne cât timp a trecut. Nu, viața mea nu este vraiște, doar viața mea este mult prea complicată și am mult prea multe chestii de făcut. Dar subiectul de astăzi este ce mi-am luat eu de pe shop-ul lui Manchester City după ce am câștigat finala UEFA Champions League. În această dezbatere nu vreau să intru, însă cum se schimbă unii curve, nici nu-ți vine să crezi, așa cum zic băieții noștri mari poeți de la BUG Mafia. Dacă până acum s-a mers cu au băgat atâția bani, n-au câștigat Champions League, acum se merge cum normal că au câștigat Champions League, au băgat atâția bani. Aia e, în ciuda tuturor, în dauna majorității, în săcra pe inima în ei, în supărare de acum înainte, Manchester City a câștigat finala Champions League, a câștigat 3 trofee, FA Cup, campionatul, finala Champions League. Urmează cu siguranță să mai luăm și o supercupă a Europei și o supercupă a Angliei și acum sunt cochi. Da, acum sunt foarte cochi. Tot sezonul trecut am stat liniștit, am așteptat, am stat la cutiuță, mi-a fost fricuță. Acum îmi permit, sunt campion a Europei, n-are cine ce să cum. Bine, are cine ce să cum că pare că ne pleacă jumătate de echipă. Da, trecem peste partea asta. Au fost reduceri pe shop-ul lui Manchester City. Reduceri de 40, 50, 60, o grămadă la sută. Și am preferat să mă duc să-mi iau articole reduse. Aș fi vrut să-mi iau tricoul cu care a jucat finala și care avea badge-ul, emblema de Champions League sau aia de treble winner sau de Champions League winner sau... Dar toate tricourile alea erau la 100 și ceva de lire fiecare. Mi se părea super, super mult. Așa că vreau să vă arăt ce am luat eu de 110, 120, nici nu mai știu, 120 de euro. Aici sunt multe articole de 120 de euro și sunt articole de care mă folosesc. În primul rând, începem cu un... skin pentru maneta de PlayStation. Și hai să vedem cum arată. Este împachetat aici de nu poți să-l deschizi decât cu ajutorul a doi nepoți și un bunic. Eu mă duc și o deschid cu ajutorul unchiul meu care la 14, 13 sau 14 ani, nu mai știu dacă aveam buletin sau nu aveam buletin, oricum fapta este la fel de gravă, mi-a oferit în cadou acest această multifuncțională, hai să spun așa, această multifuncțională. Săraca a trecut mări și țări, a fost cu mine în Lituania și în Portugalia, nu știu dacă se vede, dar este un pic accidentată. A avut de lucru, a avut de lucru, ca să spunem așa, frumos și elegant. Hai să vedem cum arată skinul pentru manetă. Vine destul de ușor afară. E o husică. Hai să și punem pe manetă. Bă, n-am să mint, dar nu pare cel mai ușor de pus. Și dacă nu ai grijă, pare că cam poți să rupi această husă destul de ușor. Am să pun pe maneta asta albă, că se potrivește așa. Albul cu albastru ăsta decât să pun pe maneta pe maneta mov. N-arată rău, arată bine, arată bine așa cât să stea, se fituie decent, aici este un axibil că mai veneau prieteni la mine cu manete albe, se fituie destul de bine, it looks nice. Încă o chestie de pe care să ștergi praful. Mi se pare o secundă largă pentru manetă. Nu cred că pare să nu fi luată pe mărimea manetei. Dar, așa de decor, de decor arată frumos. Mergem mai departe și băgăm mâna în cutie. Ha! Un magnet.
dacă mi-am luat magnet din Londra, am zis să-mi iau și un magnet din Manchester, chiar dacă nu am fost în Manchester, și este un un magnet cu stadionul. De ce nu? Un magnetel frumușel cu stadionul. E ok. Chiar e ok. Place. E shiny tiny. E bun. E ce trebuie. Și ăsta îl punem aici. Că avem o chestie faină. Bine, dacă o pun aici, eu nu mai deschid chestia asta faină. Mă mai gândesc unde îl pun. Băgăm mâna după următoarele articole și o să le luăm două. Jambiere. Pentru că am decis să mă duc din ce în ce mai des la fotbal, să mai scad din ceea ce posed ca și greutate. Folosim din nou micul nealta secretă ca să tăiem demonul ăsta mic. Deci tot timpul, la absolut toate produsele, această chestie mă disperă. Sper să nu mă tai. Ce-ar fi să nu îndrept cuțitașul spre mine? Bun. Tot timpul am emoții că îmi tai materialul, că îmi... Bă, mult mai calitative, mai am jambiere de la cei de la Rapid și ceva jambiere de la Nike. Par mult mai calitative astea de la Puma. Momentan. În momentul ăsta sunt jambierele cu care mă voi duce diseară la fotbal și a să vedeți de ce le aleg pe acestea și nu pe acestea, care cred că sunt jambierele de portat, dacă îmi aduc eu bine aminte. Știu că nu vedeți ce fac eu aici, dar credeți-mă, nici nu e o chestie foarte... fain vizual. Mi-a plăcut și culoarea asta. Sunt foarte curios cât o să iasă din această culoare pe picior, literalmente pe picior. Dar cred că e materialul bun și nu... Bineînțeles că le-am ciupit. Bă, deci urăsc. Urăsc căcaturile alea de prize mici. Mergem la următorul produs. Și anume pantalonaș. Avem pantalonaș. Bine, vă dați seama că astea au venit, aceste produse au venit de o săptămână și iar eu nu le-am deschis pentru că am așteptat să fac video, să fie genuine reaction. Doar am deschis cutia să văd că sunt ele toate ce le-am comandat și nu s-au pierdut ceva. Ca să dau de știre în timp, dar eu nu mi-am văzut produsele. Aș vrea să știu cât ați făcut asta. M-am tăiat, nu? Un pic. E bine. Și avem acești pantalonași, care vin cu șnur înăuntru, fain frumos. Mi se par foarte fain. Dacă faci așa, eu văd prin ei. Sunt foarte ușori. Very, very good replica, sau nu știu dacă chiar cu ăștia oare, chiar așa în astea joacă. Foarte mișto Puma ăsta aici. Foarte mișto sigla pusă. E brodată, e brodat plus imprimat. E marginea asta e brodată și astea de aici sunt imprimate. E o combinație de două feluri. Sincer, mi-era frică că e doar un 2XL și mi-era frică că poate nu mă încap, că am mai luat eu un 2XL și au fost foarte, foarte fix, dar eu cred că e bine. Și în caz că nu v-ați dat seama, de asta mergem la fotbal, așa, cu aceștia, cu jambierele și cu tricoul. Mi-a plăcut tot timpul tricoul ăla clasic al lui City, tricoul ăla cu roșu și cu negru, mai tot timpul așa jucam în
Ultimate Team, aveam tricou albastru și al doilea tricou era tricou clasic al lui City. Vine aici cu It's okay to customize this product and a name, number or other suitable prints. Not sure how, let us show you. Ah, deci, acest tricou nu este imprimat, dar eu pot să mă duc să îl imprim la o firmă, dacă vreau. Nu știu de ce nu mi-au oferit ei șansa de a-l imprima. Sincer, n-am acest habar. Frumusețea asta de tricou va fi inaugurată astăzi la Futebol. Mergem la Futebol în full echipament și haideți să vedem și cum stă pe noi. Bă, tot ce pot să spun e că e senzație, Doamne, ce fain îmi stă, ce fain mă prinde. Mi-am luat un 3D XL ca să fiu 100% sigur că s-au întâmplat niște accidente în ultimul timp și când mă refer la accidente, mă refer că m-am împiedicat de câte o ladă de bere și așa mai departe. Bă, e senzație. Stai să văd și cu pantalonii ăștia. Băi, maiestos. Practic, eu am semnat cu City astăzi. Nu știu cum să vă zic. Dar sunt noul jucător al lui Manchester City. Bine, la echipa paralimpică, da? Bă, îmi place foarte mult cum se simt. Sunt ușoare, e mult mai ușor decât ăla, mult mai ușor decât tricoul ăsta, mult mai ușor și decât cel cu mov, cu Etihad. Varianta aia din sezonul care era scris cu mov Etihadul și erau dungi mov aici. Chiar mi se pare un tricou foarte reușit. Bă, da, e senzație mai ușor. Adică, gen, știi? E să-l compare așa jumătate de kill diferență. Îți dai seama că nu e jumătate de kill diferență, dar ai prins ideea. Toate produsele astea au fost 104,4 euro, iar dacă le-aș fi cumpărat la preț întreg ar fi fost 180. Tricou a fost numai 45 de euro, pantalonii 20, tricou ar fi fost 90 de euro, pantalonii ar fi fost 40, jambierele 8,65, altfel ar fi fost 17,18. Bine, ăla cu controllerul și cu așa mai departe, nu cred că e foarte relevant. Mulțumesc că v-ați uitat și la video ăsta. Sper că dacă sunteți fani Manchester City să vă luați și voi aceste tricouri cât încă sunt la reducere și se merită. Pentru cei care nu sunteți fan Manchester City și cumva veniți pe aici să înjurați, să știți că blocul se dă instant și nu mă deranjează absolut deloc. În rest, fiecare ține cu cine dorește, fiecare este suporter pentru ce echipă dorește el. Nu există echipă rea sau echipă bună, există doar jucători care fac diferența. Vă doresc o săptămână minunată, spor în toate, v-am țucat campionii Europei.